Ediția deluxe a cărții lui Barack Obama, Pământul Făgăduinței, semnată de fostul președinte american, poate ajunge în casele dumneavoastră chiar săptămâna viitoare. Artmark scoate la licitație râvnitul exemplar în data de 2 februarie, iar banii adunați vor fi redirecționați către programul Citește-mi 100 de povești al asociației Ovidiu.ro. Astfel, bibliotecile din mii de grădinițe din țară ar fi completate cu cărți noi pentru cei mici, care să-i poarte pe tărâmul poveștilor. Iar alături de mine sunt două dintre doamnele implicate în acest proiect, Halina Panico, reprezentanta Artmark, și Patricia Pușchilă, reprezentanta asociației Ovidiu.ro. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult că ați venit! Bună dimineața! Să luăm cu începutul. Cartea lui Barack Obama, la final de 2020, era cea mai așteptată carte. Știu că m-am înscris pe site-ul unei cunoscute librării la precomandă și abia am așteptat momentul să o primesc. Și într-adevăr a fost pe măsura așteptărilor, pentru că sunt foarte multe mărturisiri interesante, de la mari șefi de state, intimități și felul în care sunt ei în intimitate, până la povești necunoscute de la Casa Albă. Acum avem un formular semnat de fostul președinte. Cum poate ajunge în posesia românilor de săptămâna viitoare? Într-adevăr, cea mai așteptată carte a anului 2020 a ajuns în România și nu oarecum, ci chiar cu semnătura holografă al fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama. Este unica piesă disponibilă spre achiziție în România care este însoțită de semnătura fostului președinte și poate fi achiziționată doar prin licitație pe 2 februarie, doar online, de la 18:30 pe platforma artmark.ro. Prețul de licitație care este? Prețul de pornire? Prețul de pornire este doar 100 de euro. Este un preț mic raportat la valoarea acestei cărți și, desigur, și la raportat la cauza pentru care milităm împreună. Cu siguranță, Barack Obama a fost unul dintre cei mai buni oratori din istoria Statelor Unite. Felul în care scrie este absolut fascinant, iar această carte te ține acolo, deși este o carte impresionantă pentru că sunt câteva sute de pagini. E foarte important că ceea ce faceți voi, practic, se încadrează în ceea ce a făcut Barack Obama și Michelle Obama tot timpul, respectiv acțiunile caritabile. Ce se întâmplă cu banii pe care îi veți obține? Exact. Noi urmăm exemplul lui Barack Obama de a susține educația și de implicare în acțiuni nobile. Și pentru casa de licitație Artmark a devenit o tradiție să alinieze arta cu solidaritatea și să susțină de-a lungul timpului aceste acțiuni caritabile. Banii care vor fi colectați în urma vânzării cărții de colecție vor fi redirecționați către programul Citește-mi 100 de povești al asociației Ovidiu.ro. Eu sunt ferm convinsă că telespectatorii noștri sunt familiarizați cu programele asociației Ovidiu.ro și este foarte important de știut felul în care pot să contribui. Iată, avem de această dată licitația pentru cartea lui Barack Obama, dar e important să spunem că cei mici care învață în grădinițele rurale, din păcate, unii pornesc cu stângul în viață pentru că nu au acele materiale necesare pentru dezvoltarea lor. Ce v-ați propus pentru anul acesta? E un proiect nou pentru 2021, acesta al dotării grădinițelor din mediul rural. Proiectul Citește-mi 100 de povești, pe care l-am lansat oficial în data de 19 ianuarie în parteneriat cu Ministerul Educației și Învățământului și cu Ministerul Culturii și care se află și sub egida proiectului România Educată derulat de administrația prezidențială, vine ca o continuare firească a multor ani de activitate pe care asociația Ovidiu.ro îi are în spate, militând pentru accesul la educație timpurie de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul și de familia în care se nasc. Așa cum spuneai mai devreme, copiii din mediile dezavantajate pornesc câteodată cu stângul în viață, pentru că în mediul rural nu sunt aceleași condiții, nu au parte de aceleași resurse și, practic, proiectul acesta, Citește-mi 100 de povești, este foarte ambițios și se va derula pentru următorii 5 ani și ne propunem ca până în 2025 toate grădinițele publice din România să fie transformate în grădinițe bibliotecă. Asta însemnând așa, însemnând că fiecare grădiniță înscrisă în program va primi un fond important de carte, atât în format printat cât și digital. Profesorii de învățământ preșcolar vor participa în sesiuni de formare centrate pe literație,
Iar copiii vor primi cărți pe care să le ia acasă, care să le fie citite atât în familie cât și în grădiniță. Sunt foarte curioasă, vă spuneam pe pauza de publicitate că și eu am făcut grădinița în mediul rural, în satul bunicilor mei, dar am fost norocoasă pentru că am avut absolut tot ce îmi puteam dori la acel moment. Mi-e teamă însă că foarte multe dintre ele s-au degradat de-a lungul timpului. Cum arată foarte multe dintre grădinițele din mediul rural? Aș avea nevoie să ne povestești cum sunt cele care nu beneficiază nici măcar de cărți, tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă cât de multă nevoie este de ajutorul lor. Pentru copiii de la sate se întâmplă foarte des ca primul lor contact cu o carte să fie prima carte pe care noi le oferim. Se întâmplă foarte des să primească o carte și să nu știe ce să facă, cum să o țină, o țin cu scrisul în jos, cu coperta către ei. De aceea e foarte important ca toți să aibă acces la educație. Ca să-ți răspund, în grădinițe mai sunt încă păpuși vechi, mai sunt încă jucării rupte care au trecut prin generații și generații de copii, și ceea ce facem noi în programe este această sesiune de formare, aceste sesiuni de formare pentru educatori, astfel încât să creăm niște medii prietenoase pentru copii. Noi ne dorim ca ei să învețe să iubească lectura și să se apropie de cărți. Pentru aceasta e nevoie să le creăm primele experiențe, primele întâlniri cu cartea, să fie memorabile. Asta facem. Îmi doresc din suflet să ne vedem peste 5 ani și să-mi spui că ați reușit acest proiect. Sunt convinsă că așa va fi, iar primul pas va fi făcut săptămâna viitoare, când banii obținuți la licitație vor merge către grădinițe. Așadar, 2 februarie, ora 18, care sunt primii pași pe care trebuie să-i facem? Primii pași este să vină la Palatul Cesianu Racoviță din strada Cearoset, numărul 5, să vadă cartea, acolo unde este expusă. Pasul 2, să depună oferte. Pe artmark.ro se pot depune oferte de acum, online, se pot depune oferte de către persoane fizice sau de către reprezentanții companiilor sau firmelor mari care, uite, vor să susțină educația timpurie. Mulțumesc tare mult, vă țin pumnii să obțineți mult mai mult decât sperați. Mulțumim. În momentul acesta.